facem mâncare. Mâncare! Salut! Salut! Și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 6 din seria de Halloween. Ia uitați-mă celor de cocos! Avem aici în față prezenți pe Coco Bucătarul cu pălărie de bucătar, Felix Gamerul, și Coco Bucătăreasa cu pălărie de bucătăreasă, chef, Cocos Cristina. Și mai este cineva alături de noi astăzi. Da, și Aurel este acolo, după colț. Așteaptă să mănânce ceva bun, dar ia uitați cine este aici. L-am mai găsit prin decorații și pe ăsta, nu l-am uitat. Și uitați cât de lung e. Acesta va fi asistentul nostru, șef, astăzi. Ia uite. Asistentul, șef, bucătar. Cum să-l cheme? Și gurmandul, și mâncăciosul. Pentru că nu mai am chef să umflu, că nu mai umflam la gură. Am luat pompa de mașină și Cristina și mă pune pe mine. Hai să dăm drumul. Nu ne-ați mai văzut până acum unii postați la asta, dar haideți cu toții să îngrășăm scheletelul asistent. Haide. Altfel nu putem să gătim. Start. Fiți pe pază, poți de grasă. Umflă-l, Cristina. Acum. Așa. M-am mușchi. Haide, ia uite-te. Ia uite, începe să se groașe capul. Asta prima dată se îngrașă la cap. Ce norocos! Sunt nu se îngrașe la bursă! Sunt norocos că nu mai umplu. Uite, se îngrașe picioarele! Hai! Pune-ți pe tine, hai! Mai dai mult! Mi-a stat bine? Mi-a stat bine nipostaza asta de umflătoare? Ce picioare amuzante are! Care ar fi ele, Cristina? Păi prezentările! Ia uitați! Deci cum să-l chemi? Vreau să-mi ziceți un comentariu, un nume, dar nu uitați ceva legat de mâncare, da? Uite aici, poți să-i pui o spatulă în mână, știi, cu asta amestecă. Păi poți să-l mai... Eu l-aș numi, mă pregătesc de nuntă. Piftie. Chef Piftie! Ok, ne ajuți? Ne ajuți să facem astăzi chestii super șmecheră pentru Halloween? Cristina, hai să băgăm că... Uite că ți-o umflot aia, haide! Haide, hai să trecem la treabă! Ia uitați mucilor de cocos, ce a luat genial de gogoș a făcut Felix aici. Felix cu ajutorul meu, nu. Doar Felix singur, pentru că el se pricepe când vine vorba de aluat. Am lucrat în patiserie, cofetărie, așa că știu ce vorbesc și când faci gogoș, fă-le bune! Acum presupun că toată lumea știe să facă un aluat de gogoș, dacă nu, cu siguranță mamele voastre știu. Ok, Felix a pregătit deja sucitorul și haideți, Felix, învârte acolo, pentru că eu am niște forme super mega șmechere, speciale pentru Halloween și eu pur și simplu vin așa cu DIY-ul. Se rezolvă, deci când e vorba de mâncare, cât îmi place bolul meu, deci uitați-vă la el, uitați-vă. Stai, vreau jos pe mâna. Da, uite. Nu pun așa înăuntru. Da, pune așa, uite. Ah, ce fain e! Ăsta e noul fel de slime. Șef Piftie, Piftie, asistent, te ajută și el. Felix, ia uite și tu ce a furat Șef Piftie. Uite ce are acolo. A furat Nutella? Da, a furat Nutella. Uite unde o ține, nu ți-o dă. Nu mi-o dă. Nu. O iau eu împrumut că nu o să vreau o gogoașă. Acum îl întindem și îl punem la făcut. Cristina, pregătește cu forme repede, că ăsta a luat genial, ăsta imediat se întinde. Cum le vrei, subțiri, groase, mai groase? Pufoase! Nu, celor de cocos, ia uitați ce am aici. Am o formă de gogoș, dar și de fursecuri, în formă de fantomiță special pentru Halloween. Și eu zic să-i dăm drumul, da, să facem aici cât mai multe fantomele. Apreciază-mă aluatul. Ce a luat șmecher a făcut aici Felix, Gamerul. Uite, prima fantomiță! Le fac așa, Felix, după aceea o să mai tragem de ele, să le lungim, știi, și le facem și ochi. Pentru Halloween-ul acesta vom avea gogoși în formă de fantomițe! Cine a mai văzut așa ceva? Nimeni! Am auzit că-s mai gustoase dacă-s de fantomițe. Să încercați și voi, da? Și vreau să postați poze pe Instagram! Este deja încins și haide să punem prima fantomiță. Oh my god! Ce fericită este! Da, radiază. Uite cum se îngrașă fantomița. A făcut burtă într-o secundă. Ce să înțeleg? De la gogoș? De la gogoș. Întoarcem? Da. Hai să întoarcem. Ce ciudă! Știi ce mă amuză? Care burtă? Numai la burtă s-a îngrășat aici la față plată. Gata, nu te mai îngrășa atât, dar prima gogoașa este gata. Celelalte le lungim așa puțin. Cât de faine sunt! De ce crezi că fac burtă de la gogoș?
Ne-am dat seama că fantomițele trebuie să aibă gură, o gură speriată, așa că le-am mai adăugat încă un cerculeț, așa să faceți și voi nucenuri de cocos. Și ia uitați cât de cute sunt acum, uite fantomița! Cum am putut să greșim așa ceva? Toate fantomele au gură. Păi da, gură dintre asta sperioasă! Cum am putut să greșim? Uite ce cute ai! Uite-o! Perfectă! Ia uitați-vă cât de frumoase sunt, zici că sunt modele, ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Un pix spălat bine așa, pentru că, na, să facem ochii. Puteți să încercați varianta asta dacă nu aveți alte instrumente și chiar iese mai bine, deoarece ochii trebuie să fie mai mici decât gura. Și ce fantomiță perfectă! Punem aici. Pe drumul. Uite-o și pe asta dinainte ce bine o duce. Ah, ce cute sunt! Asta-s fantomiță cute! Dar cine s-a experimentat? Ia uite-te! Ia uite cât de bine iese! Să știți, nucenuri de cocos, dacă cercați să le faceți ochii mai mici, pentru că sunt mult mai drăguți așa. Ce cute-s! Eu pe aia din mijloc o mănânc. Ce, cu pe asta o voiam eu! A, nu Cristina, o împărțim! Bine, o iau pe asta. E mai zâmbăreață. Nucenuri de cocos, gogoșile sunt gata, așteaptă să fie pudrate, dar între timp ne apucăm de altceva. Vreau să vă arăt ce am eu aici. Ce am acolo? Am o cutie cu chestii șmechere pentru Halloween. Avem forme de prăjituri și o să facem fursecuri sub formă de craniu. Craniu. Sub formă de... Ce avem noi aici, ghicești? Fantomă. Altfel de fantomă. Sub formă de dovleac. Asta o să fie gustos. Sub formă de pisicuță. Pisicuță super cute. Neagră de Nutella. Și sub formă de liliac. Felix a pregătit aici un aluat fraged, foarte șmecher, exact așa cum știe numai el să-l facă, iar eu vin la sfârșit și îmi pun amprenta, uite așa. Facem cea mai bună echipă, nu-i așa? Da. Ok. Ce ziceți, trecem la treabă? Hai Cristina, trecem la treabă? Vreți să vedeți cum sunt aceste cuchiuri? 2, 3 și acesta va fi dovleacul, dar vom face 2 dovleci pentru că am eu o idee genială. Așa. Ce cute-i! Perfect! Doi dovleci pentru că vă arăt eu la sfârșit de ce facem doi. Este timpul să facem și o pisicuță cu coadă în sus. Ce drăguță-i! Felix a zis că vrea să le facă el pentru că-s prea cute. Bine, Felix, ține, uite! Mai băgăm o pisicuță? Hai să mai punem încă una, că-s prea cute. Așa. Ia uite! Ce cute-i! Cumva a mea e mai faină decât a ta! Bine, mă, fă tu, haide! Râde șef piftie de tine. Hai să facem și un liliac. Uite, îl pun aici. Trebuie să apeși, îți trebuie forță. Eu am forță. Forță de gameriță. Uite așa. Ce frumos. Hai să facem doi, Felix. Doi. Sau mai mulți. Câți vrei? Că nu știu, fă doi din fiecare și facem despre ce mai rămâne. Păi, dar aș face trei dintre ăștia, că-s prea fain. Felix, uite ce am aici. Știi ce e ăsta? Ăsta-i mare. Ăsta-i craniu. Hai să-l punem aici. Vai, dar ce faină e asta! Uite, are mânuțe, tu vezi? Wow! Mai e încă o fantomiță! Mai vrei încă o fantomiță? Da! Bine, uite, o pun aici. Ah. Și aici cred că e loc de încă un liliac. Dacă e să pui! Să-mi ziceți în comentarii care vă place mai mult. Ce avem noi aici? Fursecurile sunt gata pentru a fi puse în cuptor. Am făcut aici 2 pisicuțe, 3 fantomițe pentru că mi-au plăcut foarte tare, un cap de schelet, un dovleac, o să fie unul, vă promit eu, și mai mulți lilieci, așa, pentru că este Halloween-ul. Le punem în cuptor la 180 de grade, ca așa a zis Felix. Pentru cât timp, Felix? Astea 20 de minute. Poate pentru 20 de minute, vedeți voi, vedeți. Poate 25 dacă sunt prea groasă, dar 15-20. Hai să le punem. Ia pune-le. Hai, treceți, faceți-vă faine. Ne vedem în 20 de minute. Au trecut cele 20 de minute și haideți să vedem cum arată. Sunt gata fursecurile. Ce grăsuțe sunt. Am să le pun aici să se răcească, iar după ce se vor răci, o să trecem la ornat. Este timpul ca să ornăm fursecurile și le vom urna cu gem de la bunica și varianta mai așa.
Nutella! Felix, cu ce vrei să începem? Hai să începem cu dovleacul, ce zici? Haide, explică-mi cum se funcționează. Uitați nucilor de cocos, de ce am vrut să facem două părți, deoarece vom morna prima parte cu gem de caise. Gem. Pentru că este foarte asemănător cu dovleacul, vă vedeți? Gem. Ia uite ce culoare de dovleac are. S-ai făcut de bunica cu drag. Felix, ești gata să punem dovleacul pe deasupra? Ia să vedem cum se face acolo. Ia uite. Perfect! Ce dovleac de Halloween! Și acum eu zic să facem o pisicuță, ce zici? Idee genială, cum asta o faci? Asta e cu Nutella, o facem! O nutelești? O nutelesc, hai să le nutelim pe amândouă, ce zici? Să ne apacă Nutella, sau dacă pui una Nutella și una Pudrela, să facem da, una neagră. Da, pisica albă, una neagră! Nutella și Pudrela. Ia uite! Tu mă filmezi pe mine, ce concentrată sunt? Ia uite ce cute urmează să fie această pisicuță de ciocolată. Îmi place că o țin de coadă. O țin de coadă. Hai să punem aici și cine vrea să o tragă de coadă. Felix, credeai că e gata? Uite ce îi punem noi la pisicuță. Îi punem noi ochi. Îi se vede inteligența. Și acum, haideți să facem toate fursecurile albe. Acestea sunt fantomițele. Ia uite. Asta da fantomiță, nu Felix? Da. Trebuie să le facem foarte, foarte albe. Hai, Cristina, fără milă! Și pisica o facem albă. Fantomițele nu sunt gata decât după ce le punem niște ochi, știi, să vadă și ele. De foarte bine. Da! Iar acum trebuie să transformăm gogoșelele în fantomițe veritabile cu zahăr pudră pe deasupra. Ca să fie albe, știi? Ca și fantomițele. Ia uite superbe. Ce drăguțe sunt. Trebuie neapărat nucilor de cocos să încercați și voi. Și să-mi trimiteți poză pe Instagram, da? Dați acolo tag la Cocos Cristina. Hashtag. Să vă văd. Ia uite ce drăguțe sunt. Cine își face? Vreau să zic că în comentarii. Hai, Cristina, că mi-i poftă! Hai să mă scoate mâini! Sirop! Nu începe fără mine, nu începe fără mine! Bebe Marțel! Opa, Aurel, știu că vrei și tu, ți-i poftă! Nutilor de cocos, ia uitați cât de bine arată masa noastră pentru Halloween! Vreau să-mi ziceți în comentarii ce o să încercați! Doamne, deci miroase super bine, deci eu sunt în extaz. Vă rog, mai dați like pentru video oricum în care nestea îmi plac și mie. Cristina, spune să dea like. Nutilor de cocos, pentru episodul ăsta trebuie să apăsați butonul de coco like și strângem 40.000 de coco like-uri pentru că merită. Să-mi ziceți în comentarii dacă veți încerca gogoșile, sunt geniale. Aurela aici se aliviază de nu mai poate. Și eu. Ai început deja fără mine? Ia uitați-o. Uitați-o, uitați-o, uitați-o. Ce? Zici că sunt ca și copilăria. Nu? Mm-hmm. Geniale! Oh my god! Ați văzut fantomița după aia, n-am mai văzut-o. Nucilor de cocos, aici avem sirop de brad. Stai să beau și am pus și un ochi așa, știți, ca să fie de Halloween. Pentru chimicale. Să adăugăm și puține chimicale. Ce bun e, sirop de brad cu lămâie și cu apă minerală. Foarte bun, suc de casă dintre ăsta. Cristina, eu vreau neapărat să gust un liliac. Haide! Doamne, dar ce cute pisicuță! Eu vreau o pisicuță, o iau de coadă. Ia uitați-vă, deci arată senzațional, e de Halloween. Și ce mănânci de Halloween? Nu se îngrașă, nu se pisicuța, pune. Pisicuța, cute!
Să-i muști din picior, că nici nu știu. Mă, din picior, nu pot capul. Nu pot capul, nu? Mi-e milă. Mamă, ce bun i-a luat tu, Cristina! Și nu te la noi multă, că pui doar puțin pe deasupra. Oricum se mănâncă? Da, e dulce. Felix a mâncat un ochi. Ce mai vrei? Felix, vrei să licești pe asta cu gem de la bunica? Ia o gură și după aceea să-mi lași mie. Deci a luat ăsta fraged. E genial, Cristina, bine că mai avem un frigider. Am linții negri. Cum iese gemul? Frate, că vreau și eu. Vreau și eu cu gem, vreau. Stai, mânca în finete, lasă-mi gemul. Am cat. Asta e sandwich. E sandwich. Ia uitați-vă cum arată. Uitați-vă cum arată poza de Instagram. Asta da masă de Halloween. Serios, nucelor de cocos, asta da masă de Halloween și cred că asta este deja a treia serie pe care o facem de Halloween, așadar mai avem alte două episoade pe care trebuie să le vedeți, să vă inspirați cu masa de Halloween din videourile noastre și să ne ziceți în comentarii ce anume veți încerca și voi. Goșile de casă, fursecurile de casă, sunt mai bune decât la cofetărie. Ați pus ingrediente bune, puneți și pasiune, energie, suflet, atât de mult îmi plac. Aurel este de acord. Uite și tu când mai poate de foame, via și el, îmi dai și mie. Auzi, nu vreau să-mi dea nimic. Numai la abonați. Ideea este că două zile noi cu ceai dimineața și seara și la prânz suntem asigurați. Da, astea le mai putem mânca și dimineață, la micul dejun cu ceai. Uitați-vă, ziceți-mi mie dacă ăsta nu este poză de Instagram. Ia uitați-vă. Este special pentru Halloween. E poză de Instagram. Asta a fost tot pentru astăzi, nucelor de cocos. Nu uitați că vă așteptăm și mâine cu ultimul episod din această serie minunată de Halloween. Așadar apăsați butonul de coco like, fiți pe fază și ne vedem mâine. Pa! Pa! Ce vrei, Felix? Vrei să mănânci toți liliecii? Nu mă naști pe mâine dimineață. Na, bine, hai că mănânc o plantă atunci. Eu le iau pe canapea. Oh, și eu. Haide!